Nova Apaser va deveni poate cea mai controversată societate din Botoșani. Lucrările de extindere și modernizare a rețelei de apă pe mai multe străzi din municipiu au adus la disperare sute de botoșeneni care sunt afundați în noroi. Lucrările sunt întârziate, iar situația la operatorul de apă scârție. Președintele Consiliului Județean a avut discuții cu șefii de la apă. Am discutat câte ceva și, deși nu-i treaba Consiliului Județean, este societate comercială legat de salarii, organigramă pentru a nu știu câta oară și de a menține societatea în echilibru din punct de vedere financiar. Există în momentul de față un dezechilibru acolo? Nu, probabil mai proaste încasări din cauza departamentului comercial și a producției. Salariile s-au întârziat cu mai bine de o săptămână, iar situația este cu atât mai gravă cu cât mai mulți angajați au câștigat în instanță drepturi salariale, iar operatorul va trebui să le achite câteva miliarde de lei. Nu ar fi pentru prima dată când operatorul de apă ar intra în insolvență.